construiesc. Și ziua și noaptea? Da, noi este consilierul Vănăroviț, să-i dimineața până noapte și eu. Și să-i supravegheați și să-i ajutați. Da. Noi dorim să-i calitate. Noi nu s-ar să-i calitate. Și ele se facă noi calitate. Spuneți că compania a lucrat foarte bine. Cum a fost administrația locală? S-au implicat? Drumurile laterale era pline de gunoi, așa se spune. Când a început, a gândit că știți, când graderul și nu să pădim noi până la fiecare cu. Canalizarea trebuie verificat și controlat să fac ca să... Vedeți acum aia noi am bătut bine la canal, care... da? Deci trebuie urmărit, da, aveți contract cu ei, duceți cap coadă tot și atunci când ei nu-și respectă obligațiunile, luați și mergeți prin instanță, avem judecăți, avem oameni care trebuie să se ocupe cu cei care nu-și respectă obligațiunile. Da, mai dragi mei, așa că este cea mai slabă, cea mai mare problemă care noi avem. În lucru, dintre care 15 sunt finalizate și 11 sunt în proces de lucru. Este iepășubitoare. Da, iepășubitoare este psoce, Până la 1 iulie eu să am 30% din volum. În raionul Orchei sunt preconizate lucrări pe 61 de sate. Nu zic că încă 3 zile. Nu, acel care e în râpă, n-a să-l face. Nu, eu spun de la Teaznovical Sclipus, la Gerasul Botnac, la Grădiniță și la Murat. Eu cred că deja e un pas foarte bun, dacă v-ați văzut că drumurile sunt ridicate deja până la drumul. Și copiii se poate merge la școală din timp, fără să-și murdărească papucii. Da, nu e, pentru șterbă pucii.